două partide mari. Să și atunci, din fragmentarea asta, cum... Mie mi-e greu să privesc. Cum și cine câștigă? Înțeleg legitimitatea acestei întrebări. În mod sigur, și nu încerc să evit răspunsul, dar va câștiga cel care avea cel mai multe voturi. Dau și eu una ca Gheorghe Hagi, așa. Asta zic, e pe voturi, dar de ce vreau să spun asta? E pe voturi, dar e o miză foarte puternică, pentru că și câteva mii de voturi în plus pot face diferența în acest unic tur, de fapt, nu? Adică mie mi-e foarte greu să mă gândesc la oameni reali, cu nume și prenume, votanți, ca la electoratul nu știu cui, de parcă s-ar duce ca niște zombi încolonați așa și unii dau cu Firea și alții dau cu PNL. Păi dar și dumneavoastră îi chemați la fel, nu? Votați cu Dreapta Unită, votați cu candidatul sprijinit de noi. Eu chem în numele unui program și a unor idei și a unui om în care cred. Toată lumea își cheamă electoratul prezumptiv, domne, hai cu noi. Bun, dar premisa întrebării dumneavoastră era că vine ea de la PSD și zic, sau de la PNL și nu-și dau seama că burduje unii. Eu cred că oamenii care au votat la un moment dat, și eu am votat la un moment dat PNL pe vremuri, că nu exista USR, că erau, sau mă rog, nu mai știu, în partea asta de dreapta oricum am votat de-a lungul timpului. Dar oamenii s-au lămurit că un vot pentru PNL e un vot pentru PSD. Siglele sunt încă, au apucat să dea jos toate afișele pe care siglele erau împreunate. Oricum, la sectoare au liste comune pe care scrie PSD-PNL. La europarlamentare la fel? La europarlamentare au liste comune. Eu cred că în momentul de față, pentru a... Dacă oamenii sunt nemulțumiți de cum arată această guvernare, cum arată această încercare de capturare a democrației, și știu că sunt foarte mulți dintre cei care ne urmăresc care sunt nemulțumiți, atunci atât ei cât și cei pe care îi pot convinge trebuie să voteze Dreapta Unită pe toată linia. Sunt 5 buletine de vot, că atât a vrut Ciolacu să ne dea, dar nu ia, a zis că e cum cu un singur buletin mergem degeaba la vot pentru europarlamentari și ne-a dat 5. Că e unul la primar, unul la președinte Consiliului Județean și câte două pentru cele două consilii, la București General, în partea altă. Hei, astea 5 buletine de vot, votul de protest, dar în același timp votul pentru politici de viitor, care înseamnă PNRR, dezvoltare, onestitate, nu perfecțiune. Eu am respins și știți că am discutat în acest studio de foarte multe ori. Ideea perfecțiunii e una care... Eu cred întotdeauna că lucrurile pot fi făcute mai bine. Dar gândiți-vă în ce condiții, cu o putere dominantă, am reușit să construim această alianță cu gândul de a avea o alternativă reală, puternică, consolidată cu toată lumea care e anti-PSD. PNL-ul, noi am spus dintotdeauna că este capturat de PSD, acum se vede clar că sunt pe aceeași listă, sunt combinați și stau 16 ore în dans, cum spune domnul Ciolacu, în dans în doi. Eu cred că e momentul ca poporul român, în care eu am încredere, să le dea nota de plată pentru ce au făcut. Și n-am emoții pentru Nicușor Dan, pentru că știu ce a făcut în anii ăștia și cum se prezintă și în fața acestui oraș. Asta nu înseamnă că nu e multă muncă pentru a ajunge cu mesajul nostru la oameni. Dom'le, asta e rolul campaniei electorale. Am început să credem că campania electorală nu mai contează. Din 9 mai în 9 iunie este campania electorală. Haideți să avem dezbateri. Hai să ne spună doamna Firea cu iepurașii. Hai să ne spună domnul Piedone cu clanurile din jur. Haideți să ne spună domnul Burduja dacă află până atunci cum e cu autobuzul ăsta, cum te urci în el, să intre pe Google Maps, că vede acolo sunt trasee, spune la când vine 205. Vă așteptați să vrea dezbateri? Să existe dezbaterile astea? Deci cel care a dat semnalul politica românească că dezbaterile sunt ceva din trecut și că e suficient să ai o mașinărie de partid este Klaus Iohannis, dar la ultima alegeri prezidențiale nu a dorit să aibă nici în turul 1, nici în turul 2 nicio dezbatere. Aroganța e numai o parte. Răul făcut democrației, lipsa de respect, e ceva aproape dureros pentru o țară care și-a căpătat greu aceste libertăți. Și o fi avut anii 90 problemele lor și le-au avut cu siguranță, dar vedeam dezbateri vii. Mă aduceți aminte? Ciorbea cu Ilie Năstase, Băsescu cu Oprescu, Băsescu cu Joană la primărie, nu la, după 5 ani a fost la prezidențiale. Trebuie să vedem dezbateri. Eu îl provoc și pe Nicolae, pe Ciucă și pe Ciolacu să facem dezbateri, să discutăm despre faptul că România are cea mai mare inflație din Europa, în momentul de față, în continuare. Suntem pe primul loc și luăm cupa asta negativă de departe, suntem detașați la cel mai mari scumpiri în continuare. Să explice asta, să explice de ce au falsificat deficitul bugetar ascunzând plăți de pe 2023 pe 2024, că a ieșit Eurostatul și a spus că este 6,6% acum câteva zile, nu cum 5,7% cum ne-a spus Boloș.
să discutăm despre starea economiei, despre faptul că nu mai avem creștere economică, că firmele gâfâie, că impozitul ăla de 1% pe cifra de afaceri e un dezastru, oriunde mergi în țară, sunt oameni care sunt disperați și nu știu cum să o scoată la capăt. Unii pot transfera aceste costuri mai departe, în consumatorului final, ceea ce înseamnă efectiv inflație în continuare. Alții trebuie să închidă. Eu merg, am făcut în ultimele două săptămâni 3.000 de kilometri prin țară în această perioadă de precampanie pentru a fi alături de colegii de peste tot și vreau să mă întâlnesc în fiecare județ cu oamenii de afaceri de acolo. Ne spun că le este foarte greu, că taxele pe care le-a pus acest guvern îi sufocă, vor o guvernare de dreapta și înțeleg valoarea care există în Alianța Dreapta Unită. Dar mai e un lucru care pe mine, să știți, acesta mă supără cel mai tare. Că a ajuns teamă din nou în societatea românească ca pe vremea lui Năstase. Sunt unii care nu vin la întâlnire și anunță în ultimul moment că, știți, n-am mai putut să ajung și discret spun dacă sunt văzut cu dumneavoastră, cu opoziția, instituții de control, un ANAF pe cap. Asta este realitatea României. Asta este reducerea democrației, programul pus în practică de Iohannis. Prea multă democrație i-a deranjat. N-au vrut să mai avem nici alegeri fiecare la vremea ei. Eu am așa o, cum să zic, mă simt însuflețit și bucuros că avem aceste alegeri în față. Mă simt că, le explic, am și doi băieți, 3 ani merge pe 4 și celălalt 6 ani merge pe 7. Și le-am explicat, mai ales cel mare, a înțeles, care este miza acestor alegeri. Eu sunt cu toată inima în acest proiect, știind că de acest an 2024, și sper ca și cei care ne urmăresc să înțeleagă lucrul ăsta, și o să facem tot ce ține de noi cu toată energia să ajungă mesajul nostru la ei, de anul acesta depinde cum va arăta cel puțin o generație în România. Pentru că proiectul lor este un proiect bazat pe frică, pe teamă, pe menținerea la putere a corupției și pe închiderea jocului politic, pe intimidarea presei libere. Ați văzut raportul făcut de Departamentul de Stat al SUA. A spus foarte clar acolo. PNL-ul a pus instituțiile și a pus dulăii pe o jurnalistă care a dezvăluit plagiatul lui Ciucă. Ingerințele în justiție ale PNL-ului, ale doamnei Gorghiu, care merge la Copacabana cu procurorul general, nu e prin Brazilia, fără nicio agendă, cu șefii din justiție, sunt absolut oribile. Cumva îți vine să spui că doamna Rodica Stănoiu, fost ministru al justiției în guvernul Năstase, care a căpătat o faimă de asta că discuta, era mic copil. Metodele în regimul lui Iohannis sunt mai sofisticate și mai toxice. Văd și partenerii noștri internaționali, vede și mediul de afaceri și trebuie să spargem această bulă a fricii. Există alternativă. Dreapta Unită poate câștiga alegerile în acest an și să schimbăm direcția în care merge România. Apropo de Dreapta Unită, ieri aici pe B1 TV primarul Nicușor Dan, întrebat dacă ars punțile cu PNL-ul, a zis nu, dimpotrivă, suntem oameni politici și responsabili pe deasupra. Înțelegem de aici că se menține un fel de legătură și vreau să vă întreb dacă la rândul dumneavoastră USR, Dreapta Unită, e într-o oarecare legătură cu PNL-ul sau dacă se menține.